Delegația liberalilor suceveni care au participat la Consiliul Național al PNL de la București a fost formată din 46 de persoane, dintre care doar 25 sunt fie primari în funcție, fie primari aleși în urma alegerilor de pe 9 iunie. Membrii delegației și-au exprimat votul pentru susținerea candidaturii lui Nicolae Ciucă la alegerile prezidențiale. Dragii mei colegi, următoarele luni vor fi dure. Scorul bun de la locale trebuie apărat și la prezidențiale și la parlamentare. Unitatea este cea care ne va duce victoria. Subliniez, dragii mei colegi, unitatea este cea care ne va duce victoria. Atacurile în cascadă care vor să ne destabilizeze, trebuie să le răspundem arătându-ne unitatea. Astăzi Partidul Național Liberal nu validează o vedetă de carton, nici nu promite apartamente la prețuri iluzorii, nici nu ne dorim puterea absolută în țară. Partidul Național Liberal propune un președinte în slujba țării. Înainte de a vă ura succes, vreau să vă spun atât. După 25 de ani de politică liberală, sunt sigură că împreună putem să continuăm tradiția președinților liberali ai României. Mult succes! Astăzi, dragii mei, mai mult ca oricând, România are nevoie de politică liberală. Mai mult ca oricând. Libera inițiativă, investiții private, salarii motivante, oameni mulțumiți, nu le poți face decât într-un climat economic stabil. Dragii mei, ne vom mișca într-o cu totul altă paradigmă în viitor. Dacă astăzi campioni sunt primarii care aduc fonduri europene, în următorii 20 de ani, campionii vor fi cei care vor produce cele mai multe impozite din acțiunile economice. Dacă vrem să dezvoltăm țara asta, avem nevoie, repet, de politici liberale. Forțele de dreapta trebuie să stea în aceste alegeri alături de Partidul Național Liberal, pentru că Partidul Național Liberal este cel mai puternic partid al dreptei. Partidul care are mii și mii de activiști, membri, resurse, putere și capacitatea de a câștiga această bătălie. Doamnelor și domnilor, Partidul Național Liberal poate și trebuie să câștige președinția României, pentru ca securitatea, programele noastre de dezvoltare, proiectele noastre de țară și parcursul nostru pro-european să nu fie deturnate. România are nevoie de un președinte cu fibră și valori liberale în acest context geopolitic extrem de complicat. Are nevoie de un președinte loial oamenilor și intereselor țării, un președinte care pune accent pe dezvoltare, pe investiții, pe educație și sănătate, care vorbește nu doar cu românii aflați în țară, dar și cu cei din diaspora. Deși a stat în prezidiu alături de ceilalți lideri, prim vicepreședintele PNL, Gheorghe Flutur, nu a luat cuvântul la eveniment.